Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și de data aceasta îți fac un tutorial foarte rapid despre modul în care poți să utilizezi camera ultra-wide de pe OnePlus 7 Pro în filmare video. Ăsta este un hack foarte simplu, foarte ușor de realizat și nu trebuie să faci nimic altceva decât să te duci în dialer și să tastezi următoarea combinație, să zicem, de caractere și cifre. Și anume steluță diez steluță diez 1 5 9 7 diez steluță diez steluță. Iar în momentul acesta suntem în aplicația de cameră, comutăm în modul video, iar în modul video suntem pe lentila normală, pe senzorul de 48 de megapixeli și trebuie să trecem pe lentila ultra wide. Dacă vă uitați, scrie foarte clar ce obiectiv este folosit. Ca să trecem pe lentila ultra-wide și să efectuăm înregistrare video cu ajutorul acestui hack, care, apropo, nu este suportat oficial, cei de la OnePlus lucrează pentru un update de soft în așa fel încât să vină oficial suportul pentru înregistrare video pe lentila ultra-wide. Nu trebuie să aveți telefonul rotat, nu trebuie să aveți un custom recovery instalat, un custom ROM și așa mai departe. Totul se face cu telefonul stock. Ca să comutăm pe lentila ultra-wide, trebuie în fază inițială să comutăm pe obiectivul selfie. Revenim înapoi pe obiectivul normal, pe senzorul de 48 de megapixeli. Și mai dăm încă o dată pe camera selfie. Iar în acest moment, după cum scrie și pe display, obiectivul folosit este obiectivul LAT, adică ultra-wide. Și se vede foarte clar unghiul de vizualizare al acestui obiectiv. Mai mult decât atât, înregistrarea se produce la o rezoluție Full HD, la 30 de frame-uri pe secundă și beneficiați de stabilizare optică de imagine. Lucru foarte important. Din punctul meu de vedere, de obicei, camerele de tip ultra-wide, cum sunt cele de pe Huawei sau cele de pe Samsung S10 Plus, nu folosesc stabilizare optică de imagine. În principiu nu este necesară stabilizarea de imagine pentru o lentilă cu un astfel de unghi de cuprindere și cu astfel de deschidere, dacă vreți, dar cu toate acestea pe OnePlus 7 Pro se folosește stabilizare optică de imagine. Funcționează foarte bine. Eu mă joc cu hack-ul ăsta, cu șmecheria asta de câteva zile, doar că n-am avut ocazia încă să filmez un clip într-un astfel de scenariu, în așa fel încât să vă arăt exact rezultatele pe care le produce acest mic hack. În orice caz, dacă sunteți nerăbdători și dețineți OnePlus 7 Pro și vă deranjează, la fel cum mă deranja și pe mine, faptul că din fabrică nu vine cu posibilitatea utilizării camerei ultra-wide pentru înregistrare video și nu mai aveți răbdare să așteptați până vor scoate update-ul oficial de soft care va aduce această trăsătură, puteți folosi acest hack. Cum v-am spus, este foarte simplu, trebuie doar să tastați un cod, steluță, diez, steluță, diez, 1597, diez, steluță, diez, steluță, și după aceea puteți să vă bucurați de înregistrare video cu lentila ultra-wide. O chestie de specificat, dacă vreți să utilizați această trăsătură, recomandarea mea este, după ce tastați codul și folosiți acest hack pentru înregistrare, lăsați aplicația să meargă în fundal, adică nu o închideți din managerul de aplicații. Dacă o închideți, va trebui să retastați iarăși codul respectiv, adică de fiecare dată. Dacă vă curățați aplicațiile în fundal și nu vă lăsați aplicațiile deschise în fundal, așa cum am eu prost obicei, atunci va trebui să retastați acest cod. Dacă, în schimb, nu curățați aplicația din fundal, ea se va deschide automat în acest mod. Ăsta este hack-ul.
Asta este șmecheria pe care vreau să vă arăt și am omis-o până acum, inclusiv în recenzie, pentru simplu fapt că nu este ceva suportat oficial de către producător, dar cu toate acestea se poate utiliza, se poate utiliza foarte bine, iar rezultatele sunt foarte bune. Ca întotdeauna, națiune, eu îți mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem într-un clip viitor, când discutăm despre alte subiecte. Până atunci, toate cele bune! Se observă foarte clar că este folosită lentila telefoto, scuze, ultra-wide, mai ales că scrie și în colțul din stânga sus ce obiectiv este utilizat.